Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate au venit cu unele precizări legate de acordarea concediilor medicale și ieșirea din starea de izolare fără aviz epidemiologic. Așa cum se știe, persoanele pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care își monitorizează starea de sănătate. În situația în care prezintă simptome de boală, vor anunța medicul de familie sau sistemul 112. Dacă la sfârșitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceștia pot ieși din izolare fără a avea nevoie de documente justificative, mai exact, aviz epidemiologic. Totodată, cei care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă, pot ieși din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică cu care a avut contact direct este infirmată. În ceea ce privește concediile medicale, există și aici precizări. Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență se pot transmite de către medicii curanți, către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță. De asemenea, pentru categoriile de persoane pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină pe baza declarației pe propria răspundere a persoanei izolate. Au informat reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate a județului Hunedoara.